Madi vorbea pe terasă cu Bogdana în după amiaza aceasta și îi spunea că așa cum le este foarte greu lor celor care sunt de la începutul competiției acolo, așa le este și celorlalți care au venit pe parcurs, pentru că cu toții au acumulat tensiuni, nervi, și tot felul de energii negative. Consideră că toată lumea care este până în momentul acesta în competiție merită o șansă să ajungă până unde își doresc. Și această discuție făcea referire la decizia ce urmează să fie luată în privința Bogdanei și a lui Liviu. Deci, din discursul lui Madi, înțelegem că ea va vota ca cei doi să rămână în competiție. Madi mai spunea că pe ea nu interesează că țipă Bogdana sau că urlă sau că face cum face ea, pentru că fiecare are comportamentul lui și se manifestă într-un anumit fel. Ea merge pe partea aceasta, pune în balanță cât de mult a tras atât ea, Madi, cât și Bogdana și că merită și ea o șansă.